Hi everyone, Dan Lazar here. In this video, I'm going to be talking with Mr. Eugen Voicu, the owner of one of the largest investment funds in Romania, and a person that I truly admire for his integrity. Domnul Voicu, știu că sunteți unul din cei mai longevivi antreprenori în zona de investiții, aveți cel mai longeviv fond de investiții din România și de asemenea știu că sunteți unul din cei mai respectați și integri oameni de afaceri din România. Mulțumesc! Ce v-a atras la antreprenoriat? Cum ați pornit pe acest drum? Pentru mine a fost simplu. Se întâmpla în anul 90, când toată lumea visa libertate și ceva pe cont propriu și atunci a fost un pas, să zicem, natural, așa l-am simțit eu atunci. Și se pare că a fost o alegere bună. Când ați pornit prima afacere? Prima afacere a fost în 25 februarie 1990, când m-am înregistrat la Registrul Comerțului la Cluj ca taximetrist. Care a fost visul dumneavoastră când ați intrat în antreprenoriat? Care era motivația, misiunea pe care o aveați? Paradoxal, nu erau banii. Vreau să construiesc ceva, să dezvolt ceva care să funcționeze corect pe baze sănătoase și dacă ai creat acest mecanism, evident că ulterior câștigi și bani. Dar n-am pus niciodată avantajele materiale sau generarea de profit din prima clipă pe primul loc. Ați putea împărtăși cu noi o greșeală care simțiți că v-a ajutat foarte mult, din care ați învățat? Poate mai multe, da. Greșeli facem, inevitabil, ce să vă spun. Uneori poate ești foarte implicat și nu ții cont de niște elemente raționale. N-ai toate resursele la îndemână și te-a pus să faci ceva și constați după aceea că n-ai fost suficient de bine pregătit. Dar totuși, cred că e bine să insiști și să pleci la drum nu nepregătit, dar chiar cu resurse mai puține, atunci când știi exact și îți dorești foarte mult să faci un anumit lucru. Ce v-a dat încredere că puteți deveni un antreprenor de succes? Presupun că la început nu erați la fel de sigur cum sunteți acum în abilitățile noastre de antreprenor. Un antreprenor nu cred că e sigur niciodată. El își asumă riscuri în continuare și da, experiența acumulată îl ajută, dar nu poți să fii sigur ca antreprenor de rezultatele pe care le vei obține. Thank you for watching this. If you enjoyed this video, make sure to click the like button and subscribe. We're dropping videos on YouTube about real estate and entrepreneurship. So go ahead, click subscribe and we'll see you in the next video.